Iosif Gheorghe, comandantul poliției Slăjene, a solicitat ca începând de anul viitor să înceteze raporturile de serviciu prin pensionare. Se pare că noua lege a pensionării este favorabilă comandantului, aceasta din urmă fiind unicul motiv invocat. Conform surselor citate de către presa centrală, Petre Top, șeful poliției române, a aprobat cererea de pensionare a comisarului șef Iosif Gheorghe. Documentele urmează a fi semnate și de secretarul de stat Ilie Botoș, care deține atribuțiile de ministru al internelor. De altfel, comandantul poliției Slăjene infirmă faptul că solicitarea sa de pensionare ar avea vreo legătură cu nepoții săi, așa zis suspecți în dosarul păcănelelor măsluite.